Bună ziua și bine v-am regăsit la ferma Alina Bio. Astăzi suntem la Grina Zoo și filmăm pe papagalul Gecko Grey Parrot. Da, uitați-l aici. Așa. E acolo în spate. Vom pe aici. Multă lume, multă lume. Și am ajuns să căutăm papagalul. Este aici, de fapt nu e papagal, este un... S-a mutat după becul acolo în spate, acolo are un cui. Vedeți că scurte capul. Este vorba de... Tucan sau ce-o fiesta? Turcao, violet, violet, turaco. Da, nu prea văd așa bine. Este întâlnit aici în Africa, în partea de vest a Africii. Seamănă cu tucanul. Cumva, din păcate, nu vi-l pot arăta foarte, foarte bine. Să vedem pe partea aceasta ce găsim. Găsim ceva sau nu găsim nimic? Se pare că nu prea găsim nimic. Da, ceva, ceva este, dar... E ascuns, nu se vede. Trebuia să fie... Turaco. Nu știu, desigur, cred că sunt acolo în spate. Se vede un cui și cred că acolo sunt. Așa. Aici avem doi papagale, de să dăm un zoom, 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 nu merge. Da, nu e nicio problemă că nu merge. O să facem noi în așa fel încât să meargă. Așa, gata. Nu vrea să-mi ia setarea de mișorare și de mărire în timpul filmării, dar vă arăt, este un papagal lori. Coconut lori. Da. Haideți să vedem și pe aici ce avem. Avem niște papagaluși foarte frumoși, verzui. Din ce sunt? Perușul călugăr. Știați că există perușul călugăr? El este în America de Sud, aproape în toată America de Sud se găsește. Puteți-l pe aici și să le dăm și câteva cadre pe el, să se vadă mai bine. Sunt o grămadă aici la Grina Zoo, cred că sunt vreo 20 de exemplare. Cel puțin, poate, cred că chiar mai mult, 30. După ăștia... pe ăștia doi de aici nu s-au văzut foarte bine, dar i-a arăt eu acum, zburatul ăla. Hai să vedem aici, în partea aceasta, dacă vedem ceva, găsim ceva. Aici cred că nu găsim nimic, sau dacă găsim ceva... E ascuns. Copii mulți. Aici ar trebui să fie cocabura. Cocabura, cocabura. Nu se vede, nu se observă, este total ascunsă. Da. Cacadul cu creastă galbenă, yellow crested cacadu. Nu se vede unde se întâlnește asta. De aici, prin Polinezia, Micronezia, zona aceasta între Australia și Sudul Asiei. Dar să vedem dacă îl găsim. E foarte complicat de găsit. Nu găsesc nimic, nimic. Deci, da, cu părere de rău, cacadoul cu creastă albă, galbenă, nu există. Aici v-am arătat că nu e nimic. Tucanul trompetist. Bă, dacă n-ați auzit tucanul trompetist, ăsta este. Și pe ăsta am impresia că l-am văzut. A, din păcate, cred că au și ceva de ieșit în exterior acolo și probabil că i-a făcut mai multă plăcere să iasă afară decât să stea aici cu noi. Trompetistule, unde ești, tată? Da, deci să știți că nu l-am făcut eu trompetist, așa e. Tucanul trompetist. Asta se găsește în zona Africii, Africa de Sud. Da, continentul Africa, da? Chiar și Africa de Sud. A, uitați aici, papagalul electus.
Electus, ia uitați-l acolo, este verde sau roșu. Deci el verde... L-am văzut, dar să vă arăt așa cum arată. Papagal Electus. Electus parot. Acest papagal se regăsește în Australia, în partea asta. Este și întuneric și nu-l putem vedea foarte, foarte bine. Aici o să vedem măcar unul dintre ei și îl putem vedea așa, ca și atare. Haideți să vedem pe aici dacă e ceva să vadă mai ușor. Ia uitați, aici niște papagaluși de toată frumusețea, galbeni, portocalii, verzulii, toate culorile pe ei și se numesc Agapornis. Agapornis. Pornis. Da. Cu față de piersică. Rossi, Fred. Ăștia doar într-o mică bufățică din Africa de Sud îi puteți vedea. Dar sunt foarte mulți. Probabil că se față de piersică asta se mulțește destul de ușor. De simplu. Aici cineva că să mă uitau câțiva copii că este aici undeva sus. În păcate nu se vede. Nu văd și perechea. Asta e, nu o vedem. Ce să facem? Aici este unul galben. Uitați că așa se observă mai bine. Este vorba de cacadoul acesta cu creastă galbenă. Asta văd că este galben complet. Exact aici. Aici cocabura asta, cred că care este în afară sau ascunsă pe undeva, că nu o văd, deși am căutat. Și nici tucanul acesta cu creastă. Asta mănâncă frunze aici, văd că își face treaba ca de obicei. Aici v-am zis că micul Alexandru este sigur de afară, nu se observă în interior. Aici micuții față de piersică ne vor ajuta cu închiderea de astăzi, cred că aici vor mai ușor cadru. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați fost aproape de ferma Grădina Bio. Vă urăm ca de obicei o zi excelentă și vă așteptăm cu drag la un nou episod. Până atunci, dacă aveți posibilitatea și doriți să adoptați sau să cumpărați un animăluț, indiferent că e pasăre, papagal sau orice altceva, faceți-o și veți avea o viață mult mai frumoasă, zic eu. Vă mulțumesc tuturor și vă urez o zi excelentă. La revedere, dragi prieteni! Numai bine, vă urând de aici, de la Grădina Zoo, din zona de păsări, papagali exotici. La revedere!